Lumea roboticii este pregătită să treacă la un nou nivel după ce robotul Sofia a devenit un adevărat fenomen încă de la lansarea sa în 2016. Compania care se ocupă de acest model a anunțat că vrea să înceapă producția în masă până la sfârșitul anului. Este vorba despre patru modele de roboți, inclusiv Sofia, care vor începe să fie produși în masă anul acesta, a anunțat compania Hanson Robotics din Hong Kong. Fondatorul și directorul general al companiei, David Hanson, s-a declarat încrezător că soluțiile roboticii la pandemie nu sunt limitate doar la domeniul medical, ci ar putea asista și clienții în industrii precum comerțul. Acesta a mai transmis că speră să vândă mii de roboți în 2021. Tot anul acesta, Hanson Robotics are de gând să lanseze un robot numit Grace, conceput special pentru sectorul sănătății. Potrivit specialiștilor, utilizarea roboților începuse să devină tot mai populară încă dinainte de pandemie. Conform datelor furnizate de Federația Internațională de Robotică, între 2018 și 2019, vânzările mondiale de roboți pentru servicii profesionale au crescut cu 32%, până la 11,2 miliarde de dolari.